Au vrut să iasă din insolvență, dar acum au toate conturile blocate, salariile amânate și nu mai au materialele atât de necesare pentru a scoate cărbunele din subterană. Minerii și energeticienii de la complexul energetic Hunedoara și-au primit salariile cu întârziere și asta abia după ce au protestat. Azi dimineață la schimb unul minerii de la Minalonia au refuzat să intre în subteran, faptul că nu și-au primit drepturile salariale. Este deja a doua zi de întârziere. Dar pe lângă faptul că nu și-au primit drepturile salariale, mai este și o problemă mult mai gravă, care minerii pur și simplu nu mai au curaj să intre în abataje, deja să trece la un program de lucru de oprirea fronturilor de lucru, asigurarea fronturilor pentru a evita alte pericole. Noi la Lonia pur și simplu nu mai avem cu ce lucra. Acele materiale necesare lipsesc în totalitate de zile bune. Am mers până acum doar cu improvizații și cu alte dezbandajări de alte abataje ca să putem da câteva zile cărbune. În ceea ce privește conducerea societății, aceasta ridică din umeri, deoarece ieșirea din insolvență a blocat toate conturile. Conducerea ne spune că conturile complexului energetic Hunedoara sunt sub sechestru, nu se mai poate cumpăra materiale, nu mai sunt bani, deci toți dau din număr. Care sunt blocate din cauza ieșirii din insolvență. Evident, fără discuții, da. Deci acea ieșire din insolvență, care acei deștepți, în ghilimele, or benevoiți să ne scoată din insolvență, iată rezultatul de la instanță care a venit și uitați ce se întâmplă. Dacă eram în insolvență, nu erau blocate nici salariile, nici conturile cu alte materiale care erau necesare. Săptămâna trecută, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat de sindicatul Noroc Bun Petroșani împotriva sentinței prin care Tribunalul Hunedoara a admis în 7 ianuarie cererea de intrare în insolvență a complexului energetic Hunedoara. Decizia a fost anulată, iar cauza trimisă spre rejudecare la instanța de fond.